istoric, filosof, filosofic politic, jurnalist, de asemenea cu studii de drept și teologie, s-a autointitulat conservator arhiliberal, în sensul că e un conservator preocupat de păstrarea cât mai neatinsă sau cât mai deplină a libertății. A fost un creștin catolic, vorbitor a 8 limbi, cititor în 11, după o modestă autoprezentare, un critic al modernității, al democrației înțeleasă ca puterea actuală, un critic al Revoluției franceze, al legalității, al socialismului, al tiraniei, de toate felurile. A trecut în 1999, 90 de ani, ca mulți alți viitori din sfera dreptei, parcă a venit și cu viața s-a îndelungat să facă o frunte în care se pună câteva lucruri din probleme mai vechi, din probleme mai nou. Da? Mă gândesc la Mises sau Hayek sau alții care au trăit și ei până la vârste înaintate. A fost căsătorit, familist, chiar cu o doamnă contesă. N-am găsit foarte multe despre dânsa, însă era și dânsa o distinsă doamnă, de asemenea educată. A avut copii, nepoți, strănepoți, dar la momentul morții, în 1999, se putea lăuda cu 7 nepoți și 2 strănepoți. Cărțile importante din CV-ul său și care stau la baza selecției publicată în limba română, ar fi Amenințarea gloatei, The Menace of the Herd, din 43, carte scrisă în timpul celui de-al doilea război mondial sub pseudonim pentru a-și proteja familia rămasă, membrii ai familiei rămași în Austria. După aceea, în 52, Libertate și egalitate, Liberty or Equality, sau egalitate, iertați-mă, Liberty or Equality, în 52, și a treia în ordine, e o dublă, în 74 scrie leftism, da, stângismul, da, de la Deussade și Marx, la Hitler și Marcuse, după care face 91 o revizuire, o aducere la zi a cărții, care devine Leftism Revisited, stângismul revăzut, revizuit, sau de la Deussade și Marx, la Hitler și Pol Pot. A scris de asemenea și alte cărți, de exemplu The Timeless Christian, Creștinul Etern, sau The Intelligent American's Guide to Europe, Ghidul American Inteligent despre Europa. A avut și încercări beletristice, a scris romane, mărturisesc că nu am reușit să consult vreunul. A predat de asemenea și a activat la universități americane în deceniul 37-47, pe la Georgetown University, pe la St. Peter's College în Jersey City, Fordham University, Chestnut Hill College din Pennsylvania. La una dintre ele, dacă nu mă înșel, la Fordham University, a ținut chiar un curs de japoneză, dacă bine am înțeles. Deci era un tip erudit, cu multiple talente și cunoștințe. S-a retras în Austria după 1947 ca loc de bază, într-un sat de munte din Tirol, dar a continuat să viziteze SUA anual și multe alte locuri, lista destinațiilor vizitelor sale până în anii 90, fiind copleșitoare. De asemenea, există înregistrări pe YouTube, în care poate fi auzit vorbind, conferențind, în tot așa în stilul erudit și savuros caracteristic. Bun, în această seară am terminat, să zic, partea de housekeeping, cum zic englezii, partea de prezentare. Ca deschidere, mi-ar reveni mie acum să intru puțin în substanța gândirii lui și a cărții și pentru a nu fura prea mult timp, sper să reușesc, mă voi opri la un argument în favoarea monarhiei și în defavoarea democrației, care a fost expus prima dată de Kühnelt Ledin într-un articol Monarhie și război, cuprins în această colecție, și pe baza căreia după aceea un gânditor tot de dreapta din sfera clasic-liberală, libertariană, Hans Hermann Hoppe, în cartea lui Democracy, the God that Failed, democrația, idolul care a eșuat, l-a prelucrat, l-a dus mai departe, l-a rafinat cu unelte economice. Ca economist, cumva rezonez în mod firesc cu această deschidere de discuție.
Am uitat un detaliu interesant la partea asta diverse de la început. Există Clubul Conservator de Iași, care are publicat pe site un material al cărui autor, sau cel puțin artizan, este von Kühnel-Kleddin, așa numită declarație de la Portland, un fel de manifest conservator în 20 ceva de puncte, foarte interesant, 26 de puncte, da, în care reduce, face o prezentare a esenței doctrinei conservatoare moderne, să zicem. Bun. Argumentul de care mă voi lega eu, deci, este acesta al monarhiei văzute de Kühnel-Kleddin ca o formă de guvernământ. El era un monarhist convins. N-aș putea zice că eu, după ce am citit cartea, am devenit un monarhist convins, însă cu siguranță am prins un mult mai mare respect pentru acest tip de instituție și cu siguranță am înțeles virtuțile sale comparative, da, ale monarhiei prin comparație cu democrația. Democrația înțeleasă de Kühnel-Kleddin ca, având ca esență, votul majoritar al cetățenilor considerați egali. Poate toți cetățenii, poate doar cei de sex masculin, poate alți cetățeni, în orice caz, ideea asta de vot majoritar al unor cetățeni considerați politic egali. Cu alte cuvinte, nu înțelege, de exemplu, democrația cum ar fi făcut-o Ludwig von Mises, pentru care democrația era importantă doar pentru că permite schimbarea puterii fără vărsare de sânge. Da? Deci, cumva, sunt două perspective diferite. Din acest punct de vedere, îl găsim pe unul ca Ludwig von Mises un pic mai prietenos față de democrație, deși nu foarte, da? Dar pe Kühnel-Kleddin îl găsim foarte caustic, înțelegând să focalizeze asupra aspectelor democrației care o fac afină cu totalitarismele, cu tirania, cu o politică a identității păguboasă, neatentă la nuanțe, diferențe și toate delicatețurile pe care le presupune o civilizație sănătoasă, ca să zic așa. Bun. Și atunci, în carte, în eseul menționat, Monarhie și Război, destul de târziu în opera lui, publicat prin Journal of Libertarian Studies undeva prin 97, dacă nu mă înșel, oricum, spre finalul vieții. Și apropo, aș putea zice că cărțile prezentate, din punctul meu de vedere, chiar dacă sunt toate foarte valoroase și foarte utile, sunt un fel de crescendo, adică cea mai temeinică lucrare a sa este această Leftism Revisited, și considerațiile sale de bătrânețe sunt cele mai miezoase și cele mai bine acordate, bine șlefuite. În acest articol punctează monarhia ca o instituție în care avem monarhul, avem familia regală, avem dinastia, da? Iar în democrație avem politicianul democratic. Și acum urmează o combinație de raționament Kühnel-Kleddin și Hoppe. Mă rog, și tâlcuite pre limba lui Topan. Monarhul este practic ca un fel de bun proprietar, deține instrumentul politic al conducerii sau îl are, ca un fel de bun proprietar, pe termen nedefinit practic, el însuși, dacă contemplăm și urmașii, îl deține el cu familia sa practic în veșnicie, sine die, versus chiriașul, politicianul care vine la putere o legislatură, două, trei, în orice caz patru ani, este ca un chiriaș. Prin urmare, grijile vor fi diferite. Grija bunului proprietar față de grija chiriașului. Grija studentului care stă în propria cameră sub ochii atenției părinților versus grija studentului care stă în camera de cămin împreună cu alți patru, departe de ochii atenției părinților, eventual sub ochii vreunui pedagog, mai mult sau mai puțin preocupat de calitatea vieții lor studențești. De asemenea, în jargon economic, pentru că monarhul deține acest instrument monarhic în quasi proprietate, să spunem așa, e atent și la valoarea de capital a acestui instrument.
Trebuie să nu compromită guvernarea, da, pe care o susține. Pe când, deci, nu-l interesează doar veniturile curente pe care le poate extrage astăzi ca monarh, ci îl interesează să poată și în viitor, da, să joace rolul de monarh. Pe când politicianul care a ajuns la putere nu e sigur decât de legislatura pe care o are și atunci este orientat către veniturile curente și să extragă cât mai mult din poziția pe care o deține. De asemenea, orientarea e pe termen lung a monarhului versus pe termen scurt a politicianului democratic. De asemenea, monarhiile au o familie care îi temperează versus un partid care poate că ia țâță, da, pe politicienii democratici. Partidul care ia țâță, marcat de ceea ce noi în economie numim fenomenul competiției politice. De asemenea, și încerc să mă grăbesc, sfera monarhică vine cu legături mai degrabă internaționale decât cu cumetrii locale. Și Cunertle din comentează și acest aspect. Cumva și noi în România, parcă nu ne-am putut potoli ca să avem un fel de relativă stabilitate politică, decât și cu exercițiul acesta unui principe străin, care tocmai, cu toate bunele și relele pe care le are, între bune putem numi faptul că temperează puțin rivalitățile locale, pentru că nu e nici de-a locutare, nici de-a locutare, și atunci cumva poate că e acceptat mai, să zicem, ușor. De asemenea, conștiința aflării la putere, punctează Cunertle din, pentru tânărul care se pregătește să devină monarh și poate chiar ajunge, e aceea unui accident istoric. Înțelege că nu-i se datorează lui poziția pe care o are și atunci e într-un mod paradoxal poate mai modest decât un politician democratic care zice m-am luptat, am avut partid, am vorbit, am lucrat, am investit și atunci am ajuns cumva pe merit poate la putere. Și am fost ales pentru calitățile mele deosebite. Și așa mai departe. Concluzia pe care, bineînțeles, o trage în urma acestei discuții Cunertle din este, prin urmare, că trecerea de la monarhie la democrație are aspectul unei relative degenerări, da, unui fel de declin civilizațional. Nu e neapărat optimist că s-ar putea face o reîntoarcere, da? Una e să nu iasă pasta de dinți din tub, alta e după ce a ieșit, e neclar dacă poate fi băgată înapoi, dar cel puțin judecata asta mă gândesc că ne face mai înțelepți, mai rezervați cu privire la istoria modernă și recentă. Aș mai putea spune multe lucruri. E un gânditor fascinant, are tot felul de detalii, îmi notasem aici multe, dar mă gândesc doar la unul. Zice, ce fel de armată e bine să ai? Soldat? Armată obligatorie, patriotică, sau armată de mercenari. Și punctează așa în trecere, păi zice soldat. Ce înseamnă soldat? Vine de la soldă. Principial, paradigmatic, soldatul este un mercenar. Și punctează de ce războaiele între mercenari sunt mult mai... și de cabinete regale care angajează mercenari sunt mult mai blânde, mult mai pașnice în principiu, cu toate discuțiile posibile aici, decât războaiele naționaliste, democratice, între armate naționale cu cetățeni aduși cu arcanul la oaste. Și cred că mă opresc, că deja am abuzat destul din timpul noastră. Eventual voi interveni sau voi reveni și la secțiunea de întrebări. Îi dau cuvântul colegului Vlad Mureșan. Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru invitație, mulțumesc traducătorului, prefațatorului, editorului. E un autor care merită să fie introdus în cultura română. Asta e un prim moment. Eu o să vorbesc cât pot de concentrat și foarte structurat. O să menționez problema libertății și a egalității, pe care o pune el, problema a treia fraternității ca soluție la această contradicție a libertății și egalității, după aia câteva elemente de origine privitoare la originea stângii, care sunt elemente, să spunem, mai, hai să zicem, împotriva interpretărilor standard dominante,
care fac originalitatea acestui gânditor puțin excentric, dar tocmai de aceea foarte inovator. După aceea, problema paricidului, care devine, să spunem, un concept unificator în spatele arheologiei istorice pe care o face, câteva elemente despre seria istorică a, să spunem, mișcărilor de stânga, să zicem, proto-mișcărilor de stânga, în special sectele medievale, care sunt foarte importante, inclusiv reforma, după care analiza culminează cu Revoluția franceză, unde pentru prima oară lucrurile se inversează și curentele marginale medievale devin curente dominante în epoca modernă. O să precizez elementul pe care îl consider de originalitate în analiza standard a Revoluției franceze, așa cum o găsim, e o interpretare foarte singulară, să spunem, adaugă ceva nou și la final o să menționez poziția mea, să spunem despre cum văd eu, să evaluăm puțin această interpretare și să explic, să spunem, metafizic, care e punctul de forță al acestei analize. Deci, pe scurt, libertatea și egalitatea știm că sunt contradictorii. În esență, libertatea duce la diferențiere și diferențele pot fi orizontale sau verticale, adică să genereze ierarhii și că orice facem generează diferențe între oameni și că există o eterogenitate care vine din autodeterminări distincte, din caractere diferite, din înzestrări diferite, native, sociale, legate de diferențe legate de vârstă, legate de muncă. Deci viața, prin esența, este o proliferare de asemenea diferențe. Ori egalitatea vine prin o mișcare contradictorie, nu? Să abolească toate aceste, să spunem, diferențe generate prin muncă, merit. Sunt și diferențe generate fraudulos, bineînțeles, pentru asta avem lege, dar în esență știm că e o contradicție, nu insist. Problema e următoarea, ca să formulez, Goethe e menționat de Erich von Kühnel-Kleddin, spune, întotdeauna când cineva vine și vă spune că libertatea și egalitatea sunt conciliabile, este un șarlatan. Deci Goethe a perceput șarlatania acestei interpretări. Și totuși noi știm teologic că există ceva, să spunem, în această antinomie. Toată problema e că această antinomie poate fi gândită metafizic, dar nu și politic, ca reconciliată. Și atunci asta e motivul pentru care noi avem liberté, fraternité, égalité, pentru că, de fapt, conceptul ăsta ciudat, în esență, nu e un concept politic, conceptul de fraternitate, dacă vreți, un concept sau mistic, teologic, fraternitate spirituală, sau un concept bionatural, fraternitate, adică frați de sânge. Și atunci avem o categorie care e suprapolitică, care irumpe într-un discurs politic unde avem libertatea pe de-o parte, egalitatea pe de-altă parte și ce caută fraternitatea. Fraternitatea e un concept prin care, atipic, prin care se încearcă rezolvarea acestei contradicții, să spun așa. Bun, mai concret, bun, asta nostim, ce înseamnă, acum perspectivă de ardelean în București, în București se întâlnește expresia asta frățicule, ceea ce înseamnă că nu suntem cetățeni, cum erau în statele totalitare, cetățene, camarade, tovarășe, nu? Ci aici suntem frați. Deci, dar asta, vedeți, e un concept cultural, nu atât politic. Ori ca să ai un regim bazat pe așa zisă fraternitate, trebuie să politizezi o categorie care e prepolitică, anume sau spirituală, sau pur culturală, sau bionaturală. Mai precis despre originile stângii, e o istorie pe care nu o putem încapsula, dar în esență, foarte simplu spus, este sentimentul originar în care inegalitatea e percepută ca, să spunem, o alterație morbidă a lumii. Deci faptul că undeva, ca să înceapă demersul lui istoric și politic, Erich von Kühnel-Kleddin vrea să reducă, nu, această revoltă împotriva inegalității la niște afecte. Afecte originare, afecte transcendentale, cum ar fi invidia, deci care sunt categorii morale, invidia, de pildă. O mare problemă ce înseamnă invidia, care generează ură într-un sens mai radical. Pentru că invidia este comparativă. Este raportarea comparativă și invidia e rivalitară, nu-i fraternă. Și atunci dacă avem, să spunem, un paradox că atunci când se vorbește de fraternitate, descoperim în spatele imperativului politizat al fraternității, descoperim un afect care e rivalitar, nu-i fratern deloc. De unde și proverbul nostru foarte realist, pragmatic, frate, frate, da brânza-i pe bani, adică fraternitatea nu-i echivalează cu gratuitatea, să zic așa. Oricum, foarte pe scurt, aș spune conceptul unificator în această lucrare și, bun, în toate scrierile lui Erich von Kühnel-Kleddin este, după părerea mea, conceptul de paricid. Pentru ca să poată institui fraternitatea,
simbolic vorbind, mișcările, hai să spunem, de stânga, evocă paricidul. Deci e un fel de relație logică între o fraternitate ideală, care e condiția de posibilitate a egalității, și necesitatea unui paricid care să actualizeze fraternitatea. E ca și cum mai spune că dacă lumea nu-i dreaptă, tatăl e de vină. Și atunci, pentru ca să existe o egalizare și o abolire a diferențelor rivalitare, care generează invidie, chiar ură și ostilitate și antagonism, trebuie undeva abolită lumea creată de acest tată metafizic, lucru care se dedublează, pentru că paricidul are aspectul de deicid metafizic și de regicid politic. Deci se dedublează că discursul metafizic se leagă de un discurs politic. Și atunci avem, vedeți, o mișcare de teologico-politică. Proudhon spune foarte clar că în spatele marilor teme de ideologie politică se află întotdeauna în substrat teme de teologie. De aici s-a născut disciplina care se numește teologie politică. Deci, problema inegalității vine de fapt pe un fond, hai să spunem, simplificat gnostic, adică o percepție că lumea nu-i bine făcută, nu-i bine întocmită, e prost articulată, e alterată și că undeva de vină pentru această articulare e un demiurg rău, care nu e un Dumnezeu iubitor, ci trebuie să fie un Dumnezeu malefic, malign. Și că există o alterație a lumii, rezultă dintr-un fel de malignitate din concept, din proiect. Și atunci toată lumea trebuie distrusă și recreată, asta e ideea. De unde substratul gnostic și aceste gnoze au fost ținute în subteranele civilizației occidentale, în Evul Mediu. Ce numim noi Evul Mediu poate într-un fel să fie descris ca și o carantinare reușită a acestor mișcări extrem, extrem de radicale, care încercau să rezolve problemele lumii, pentru că ordinea e ticăloasă, nu suntem într-o lume perfectă, nimeni n-a spus asta. Noi tocmai asta spunem, de fapt, toată civilizația occidentală s-a născut tocmai din a spune că fericirea nu e accesibilă în plan imanent și că tot ce face, să spunem, creștinismul este să dea un sens suferinței pentru ca omul să nu cadă în disperare și în suicid. Deci nu e demagogie metafizică să asiguri fericirea saturată. Nu, trăim într-o lume nesaturată, o lume imperfectă. Suntem finiți, murim, suntem bolnavi, deci... Și atunci problema e că, de fapt, aceste gnoze nu suportă această lume așa cum întocmită. Deci vedeți că în spatele rebeliunii politice se află o rebeliune metafizică. Ca atare, spatele, aceasta culminează, să spunem așa, prin, nu că regicidul nu-i decât expresia vizibilă a unui deicid inițial. Deci lucrurile se leagă. Întâi trebuie să-ți modifici viziunea metafizică pentru ca ulterior să modifici viziunea politică. Dar revoluția întâi metafizică și apoi politică, să spunem așa. Asta ar fi o direcție. Și de-aia spun că conceptul ăsta de paricid e conceptul unificator în termenul, în viziunea lui Erich Kühnel von Lehdin. Lucrul ăsta devine foarte vizibil în Evul Mediu când încep să apară primele mișcări, hai să spunem, extrem, extrem de radicale. Nu? Prima dată îi avem pe albigenzi. Dacă îi citiți, o să vă îngroziți. După aia aveți valdenzii. Apar husiții. Mișcarea husită începe printr-un element de moderație care se radicalizează prin așa numiții taboriți, care sunt deja primele experiențe de revoluție teologico-politică, revoluție socială. Sunt mase mari de oameni care se galvanizează, se electrizați de o fervoare mesianică și care încep să ducă un discurs de deconstrucție a ierarhiei. Paricidul în Evul Mediu se manifestă ca luptă contra papalității, nu? Papa însemnând figura paternă. Și atunci ai discursul de deconstrucția papalității și, de fapt, în spate, și deconstrucția întregii ierarhii care legitimează cum ar veni status quo-ul. În schimbul acestui status quo, care, repet, nu-i perfect, noi știm lucrul ăsta, e o ordine fragilă, întotdeauna ordinea civilizației, care e ordine metafizică, morală și politică, care menține civilizația, pentru că suspendarea acestei ordini echivalează cu anarhia, deci cu erupția magmatică a anarhiei, care duce la aceste experiențe de fervoare, de efervescență, de radicalizare, care au cumva deschid balansul. Deci când suspenzi ordinea, suspenzi ordinea constituțională, ordinea legii, rule of law, intrăm într-o perioadă de interregn. Și acest interregn e un interregn al fără de legii. Și asta trebuie să, aici e foarte important să observăm, faptul că tirania și anarhia sunt fața și contrafața aceleași realități. De unde și celebra și foarte profunda maximă că tirania nu-i decât anarhia canaliei de sus, după cum anarhia nu-i decât tirania canaliei de jos. Nu că de fapt avem în momentul în care tu suspenzi ordinea, adică în starea de efervescență, de exaltare mesianică revoluționară, suspendând ordinea legală, se creează un moment de vacuitate legislativă, normativă, un totul e posibil.
Și că în această interval între două ordini, să spunem, se produce fără de legea, suspendarea nomosului. Și totul e posibil în momentul ăsta. Ori lucrurile astea le experimentăm deja la început în evul mediu, prin secta, să spunem, secta taboriților, e prima unde se vede destul de clar, pentru că acolo toți ăștia se duc pe un munte și spun că gata, a venit mileniul, mileniul promis pe care biserica îl blocase catehontic, ca să spunem așa, a venit aici și acum. Și că venirea lui Hristos este iminentă, deci trebuie să lichidăm autoritățile lumii vechi, ordinii vechi, și să ne pregătim de venirea mileniului. Și ce se întâmplă? Pentru că teologia devine politică, secta se militarizează și avem război civil în toată regula, în care husiții se înarmează și știm toată istoria, că ei aduc strategii de luptă foarte eficiente și țin în șah tot continentul, și pe împărat și pe papă. Bun, încă la taboriți, să spunem, deci hai să mai dau un termen filozofic pe care îl folosește Erich Kühnel von Leiden. Aici vedem foarte clar ohlocrația, adică domnia gloatei. Faptul că autoritățile, atunci când se suspendă autoritățile normale, autoritățile obișnuite, apar demagogos, nu? Care câștigă, capitalizează politic din atâțarea maselor, pasiunilor cele mai, și așteptărilor și fervorii maselor. Deci aici avem un episod ohlocratic și din cauza asta este un fel de autodevorare acestor mișcări revoluționare. Pentru că nu ele sunt mișcări extrem de, ele fluidizează, e un fel de lichefacție politică a ordinii stabile, dar tocmai lichefacția asta este ceea ce lucrează împotriva ei și apare fenomenul ăsta de radicalizare, care e și o autodevorare. Nu că moderații sunt devorați de radical, ci radicalii sunt devorați de mega radical. Și există un proces de, să spunem, fluid și criminogen în Revoluție. Lucru simplificat spus este diferența între menșevici și bolșevici. Întotdeauna menșevicii deschid prin reforme și bolșevicii închid prin revoluție. Nu? Aceeași radicalizare o avem între Luther și Münzer, următorul reformator violent, pentru că până la urmă Münzer e un fel de discipol radicalizat al lui Luther și Luther la un moment dat zice stop, opriți-l pe nebun. Chiar îi spune că e nebun și că e posedat de satana, deci, adică revoluționarul care e Luther. El se deschide război împotriva papalității și împotriva împăratului, dar el reușește doar pentru că el are pasul în spate și face pactul cu principii germani. Înțelegeți? Deci era un raționament conservator în spate pentru ca să fixeze achizițiile Revoluției, pentru că taboriții n-au câștigat nimic. Deci a fost o magmă violență de câțiva ani care s-a stins, un incendiu, pe când doar cu ajutorul tot, adică Luther a jucat și cu sistemul, ca să zic așa. A jucat sistemul împotriva lui însuși. Ca să stabilizeze cuceririle revoluționare, el s-a aliat cu nobilii germani, ținând în șah alianța împăratului cu papalitatea. Și doar din motivul ăsta a reușit, că altfel Luther era un alt anabaptist, un alt taborit, un alt valdens, știți? Importantă precizarea asta, pentru că Münzer face un gest de radicalizare și din Münzer apar anabaptiștii, care sunt psihopați, deci ei creează un fel de republică, așa zis, teocratică, care degenerează în cele mai cumplite obscenități. Deci vreau să vă spun că acolo s-a petrecut o revoluție care n-a inversat doar ordinea normală politică, ci a inversat și ordinea etică. Ei au deconstruit tot, au introdus poligamia, făceau orgii pe străzi, deci era o nebunie și s-au aliat toată lumea împotriva lor. Și Luther, și papa, și nobilii, și împăratul, toată lumea, pentru că acolo, de fapt, acolo e viitorul. Și toate forțele, ca și cum spune Marx, că toate forțele, Sfânta Alianță, luptă cu fantoma comunismului. Păi deja luptaseră acolo, anabaptiști erau prima fantoma comunismului care apare. Deci au făcut reforma, deci au făcut expropriere, au făcut un regim comunist, dar au făcut și adică era și revoluție sexuală și revoluție comunistă simultan, doi în unu, înțelegeți? Deci ei îs viitorul într-un fel și e o conjurație a întregii Europe paralizată de frică, pentru că acolo se întâmplă ceva și ea se metastazează, apar, se duc în Olanda, se refugiază prin Germania, ajung și prin... Deci nu au reușit să termine proiectul. Oricum, mergem mai departe. Am vrut să vedeți această corelație interesantă între revoluție politică și revoluție sexuală, care deja emerge. În cazul experienței deja taboriții și anabaptiștii, apare o microsectă a adamiților, care mi se pare și comică și tragică în același timp. Ei spuneau, dacă, bineînțeles, ne reîntoarcem la epoca de aur, unde era egalitate, nu erau papă, nu erau nobili, nu era rege, nu erau
era egalitate fraternă Adam și Eva și în plus Adam și Eva nu aveau haine. Deci noi ne dezbrăcăm și dezbrăcați fiind, noi reactualizăm experiența din ilo tempore paradisiacă. Și atunci simpla nuditate era deja o experiență unei grații eliberatoare. Noi eram eliberați ca dovadă că noi nu mai ținem de istorie, pentru că am regresat la epoca... Iarăși, deci până la urmă tot un fel de revoluție sexuală dată într-o sectă hiperreligioasă. Un interesant capitol care merită multă reflexie este comparația între Calvin și Rousseau. Pentru că aici se bifurcă mișcarea, să zicem, de stânga. De multe ori Calvin e perceput ca un antecesor al unor elemente de dreapta, dar trecem peste fapt. Deci, în esență, avem două antropologii care se bifurcă. Avem antropologia tradițională a bisericii, atât la catolici cât și la ortodoxi, și avem două extreme. Pe de o parte, pelagianismul, adică erezia care spune că omul este mântuit, adică mântuibil prin fapte proprii și că nu e substanțial alterat, și se poate mântui prin etică, printr-o reformă morală, ca să spunem așa, respectiv Calvin, care spune numai grația, dar omul este atât de căzut încât e irevocabil alterat. Deci avem o antropologie pesimistă și una optimistă, să zic așa foarte, foarte simplu. Problema e că în centru ai tradiția și ai două extreme. Am zis o extremă dreapta și una stângă, am putea să zicem simplificat. Dar totuși, aici e o problemă că pentru ca să rezolvi un om care e atât de alterat, îți trebuie un Leviatan. Deci din Calvin mergi la Hobbes și la Leviatan, la un stat puternic care să pună, pentru că dacă oamenii brute, bestii, sălbatici, îți trebuie un dictator care să-i carantineze, să-i țină. Deci cumva din Calvin apare un element dictatorial foarte profund și el insistă foarte tare să eliminăm imaginea asta cu protestantismul care a adus liberalismul. Protestanții, de fapt, ei au luptat cu raționalismul din Biserica Catolică, deci cu elemente moderate. Deci catolicismul și Evul Mediu erau moderați și protestanții sunt radicali. Deci e o inversiune față de percepția noastră asta, Max Weber, liberalizare, protestantismul e o formă de liberalizare. Păi nu, că arderea vrăjitoarelor s-a făcut în lumea protestantă, în special chiar Calvin însuși a ars pe rug oameni. Deci el a stabilit o teocrație în Geneva, în esență, o teocrație dictatorială, dar reușită, pentru că asta a dus Calvin ce n-aveau restul sectelor. Erau revoluționari efervescenți, dar nu aveau codificare. Era anarhia lichidă care nu putea să se cristalizeze într-o societate stabilă, într-o nouă ordine. Era numai elementul haoid care nu putea întemeia. Ori Calvin dă o suprastructură teologică care face posibilă întemeierea ordinii. Și din cauza asta, el cumva a reușit, programul lui a reușit. Și după aia, mișcarea asta ajunge de revoltă sau de revoluționară, ajunge să beneficieze de experiența asta, cum să carantinezi fluiditatea anarhiei ca să generezi ordine. Și aici paradoxul bisericii anglicane, nu insist, dar merită menționat că ei au luptat să elibereze biserica de papalitate și au sfârșit prin a face din rege, de fapt din regină, să facă capul bisericii. Elisabeta devine capul bisericii pentru că ei au spus că nu putem avea un cap al bisericii și au sfârșit având un cap politic al bisericii pentru că n-au avut unul religios. Dar deja anglicanii erau educați de Calvin astfel încât să facă o revoluție controlată, știți? Nu o revoluție lichidă care nu poate să lase să genereze urme instituționale. Penultimul punct, să nu insist foarte tare, care mi se pare această interpretare originală a Revoluției franceze, urmărind. Deci, am zis de Calvin, dar vreau să spun de Rousseau, că Rousseau e părintele totalitarismului modern. Asta e o interpretare și la Irving Babbitt, și aici. În ce sens? Foarte simplu. Conceptul de voință generală e o contradicție. Ori voință și singulară, ori generală și numai un subiect. Ca și cum ai spune că toată societatea e o persoană, nu, voință generală. Deci ideea însăși de voință generală e un concept speculativ, contradictoriu dialectic și cu ăsta mergem și cu libertatea colectivă. Nu? Libertatea colectivă care a fost noțiunea prin care Rousseau a reușit să distrugă elemente de libertate individuală. Sunt citate foarte clare în care Rousseau spune trebuie să-i smulgi poporului prejudecățile. Poporul e tâmpit și ca să ajungă la conceptul voinței generale trebuie să-i smulgi prejudecățile generate prin voința lui individuală. Libertatea individuală trebuie strivită în numele libertății colective, voința singulară trebuie strivită în numele voinței generale și până la urmă cine e voința generală? Pentru că e o voință fără subiect. Și atunci asta e problema, că de aici apare totalitarismul modern
sau mai precis democrația totalitară, faptul insistent, dar nu avem timp să insistăm, că el spune tot, mișcările totalitariste moderne vin din această democrație extinsă. Că până la urmă, ideea asta de demos, omogen, care el nu are percepție, nu are conștiință de sine. Și atunci, ca să-i dai conștiință de sine, trebuie să apară un tătuc, în esență. Deci, consecința politică a conceptului filozofic de voință colectivă este că cine încarnează voința colectivă este Robespierre, este Lenin, este Mussolini, știți? Deci tătucul, Führerul, apare tocmai ca exigență. Asta îl făcea pe el diferit, că e un fel de individ saturat, individul universal, care se identifică cu voința colectivă. Cine nu se identifică cu voința colectivă e dușmanul poporului, e logic, nu? E foarte logic. Ai voința generală încarnată în șeful suprem, e lider Mahimo, și cine nu se scufundă mistic în voința generală, este automat dușmanul poporului. Și atunci problemă rezolvată. O rezolvăm prin gulag, prin lagăr, prin ostracizare. Înțelegeți? Deci asta e mecanismul și din cauza asta sunt multe elemente care indică faptul că Rousseau este părintele totalitarismului modern și că această democrație extinsă este cea care a dus. Pentru că, paradoxal, să știți că și naziștii spuneau despre ei că sunt democrați. Asta o demonstrează și Marcel Gauchet în cartea lui despre Aventuri du totalitarism și apare și aici foarte pe scurt. În ce sens? În sensul în care ei criticând democrația reprezentativă, care evident că e failibilă și disfuncțională, nu e perfectă, dar criticând democrația reprezentativă, s-a ajuns până la urmă la ideea faptului că acest lider suprem, acest Führer, e contopit cu poporul și el e democrația autentică care era obturată de segmentul ăsta de reprezentanți alienați, că știm cum e parlamentul, știți? Și atunci critica asta a democrației reprezentative justifica un concept mai inclusiv de democrație, care e identitatea Führerului cu poporul. Deci inclusiv pe o teză foarte dificilă, să spui că el spune, vedeți, voi ziceți nazism, dar de fapt nu uitați, național-socialism. Și de unde teza că la origine vorbim de o mișcare tot de stânga, o stângă concepută arheologic mai profund. Deci aveți și acest argument aici. Și partea spectaculoasă din carte, mi se pare asta cu Revoluția franceză, știm toți despre Robespierre. Mie mi-a răsturnat interpretarea. Eu aveam interpretarea clasică, critică, faptul că acolo a fost o conjurație clară. Erau serviciile prusace, era conspirația ducelui de Orleans care vrea să schimbe linia dinastică, erau cluburile iacobine și mai erau și niște radicali și mai secreți, probabil Weishaupt și nu știu. Deci era un cluster de programe de subvertire a monarhiei franțuzești. Ori el spune, da, bun, asta, dar asta e elementul, ăștia erau sadici, să zic așa, pentru că ei vreau violență ca să răstoarne regimul, dar mai este și un element masochist. Deci un fel de sinteză de sadism și masochism. Masochismul era, regele însuși, era un moderat de ăsta infectat de enciclopedie și de iluminiști. Deci lui Sez, el n-a pus serviciile secrete pe agenții subvertori, conspiratori. Cum era normal să apere ordinea de stat, ei să vezi ce vor ei, ce revoluție vor să facă. El a fost iluminist. Deci era și el marcat de spiritul iluminist, el făcea reforme, se credea un monarh concesiv, facem parlamentul, reunim. Deci el era de bună credință și credea că poporul are nemulțumiri. După care se escaladează, adică nobilii înșiși, nobilii de curte, nu mai erau nobilii vechi fronde nobiliare. Ei aveau invidia împotriva regelui, dar de fapt erau foarte dependenți de rege în urma monarhiei absolutiste, care e un fenomen postmedieval. În Evul Mediu nu era monarhia absolutistă. Monarhul era controlat de biserică, de cler, de nobili, de municipalitățile libere, adică de viitoarea burghezie. Deci Evul Mediu e mult mai liberal, spune Eric Kühnel von Ledin, din punctul ăsta de vedere. Era o fragmentare mai mare a forțelor, nu era o concentrare de putere. În momentul în care regele Franței concentrează aristocrații la Versailles, el creează monarhia absolutistă, care, repet, e un fenomen de premodernitate și postmedieval. Nu e monarhia medievală, e altceva, e un fenomen nou de concentrare a puterii în care aristocrații frondei, care sunt puterile descentralizate libere, care rezistă puterii centrale, sunt castrați prin aduși în dependență la Versailles de curte. Și nobilii ăștia devin și iluminiști și apare un fel de sentiment de vinovăție al nobililor, al clerului, al celor bogați și aproape toată lumea vrea revoluție. Înțelegeți? Asta e interpretarea lui nouă, interesantă, că noi credeam că clerul și aristocrații au fost masacrați de revoluționari. Ori el arată oamenii ăștia, de fapt, că o civilizație nu-i ucisă, se sinucide. Deci nu e un asasinat cât o sinucidere. Că elitele vechii Franței aproape că vreau să fie ele executate. Interesantă interpretare. Și a doua interpretare, tot originală, și cu asta mă apropiu de final, este asta legată de marchizul de Sade. Marchizul de Sade era un psihopat,
ghilimele, adică bun, e o discuție, dar el era închis în Bastilia pentru motive, făcuse violența asupra unei prostituate, era nu știu câta oară, deci era un delinvent sexual, pe scurt. Și el din închisoare, pentru că era și un intelectual și, vedeți, intelectualii au voie să facă chestii multe, pentru că sunt deștepți, el striga cu un, și-a făcut un megafon de ăsta și striga că aici sunt torturi. El a construit legenda neagră despre Bastilia. În Bastilia erau 7 oameni, niște falsificatori de bani și nu știu, deci erau de delinvenți de ordin civil. Și el crea de pe balconul Bastiliei, striga că e grav, că aici sunt torturați, că li se scot unghiile. Deci crea legenda asta și că se crease un fenomen social pe acolo prin Paris, că este unul care strigă din Bastilia. După aia au zis Delaunay, care era șeful închisorii, luați-l pe ăsta de aici, faceți ceva cu el, că nu știu cine e ăsta. L-au dus la un azil de nebun, un loc mai potrivit pentru marchizul de Sade. Oricum, când au venit revoluția, dintr-o dată acest delinvent sexual a devenit cetățeanul Sade, mă înțelegeți, respectabil. Pentru că el fusese un revoluționar. Deja lumea a început să se afle că el e cel care își credita el meritele, că el a salvat... El a făcut posibilă căderea Bastiliei. Și aici începe elementul care e interesant. Eric Kühnel, von Kühnel-Leydin spune că asta nu a fost numai o revoluție politică, ci a fost și un fel de, cum să zic, orgie sexuală, politico-sexuală. Pentru că oamenii ăștia, când s-a destupat cazanul cu patimile atâțate de demagogi, i-au tăiat capul lui Delaunay, au purtat capul într-o suliță, după care foarte multe din execuțiile astea, atenție, deci aici nu a fost numai o teroare a statului, ci au fost și masacre sociale, deci oameni galvanizați, deci cumva au fost o teroare și pe orizontală și pe verticală. Și teroarea guvernului revoluționar prin legea suspecților, dar au și masacre spontane în care ei se întreceau, care elimină mai mulți dușmani sociali. Deci era un fel de, să zic, stahanovism revoluționar, dacă pot să zic așa, care elimină mai mulți dușmani. Și că execuțiile greu de imaginat, dar ele cuprind elementul ăsta pe care îl evoc ca să arate că e vorba de o contribuție nu doar a lui Robespierre și a marchizului de Sade. Este un spirit sadic în Revoluția franceză, pe lângă la politic obișnuit. Deci era o prințesă pe care o sfârtecat-o. I-o luat organele genitale și-o făcut procesiune sinistră prin oraș cu ele împlântate în suliță. Erau violuri colective, de la fete de 3-4 ani până la matroane și pensionare. Erau masacre, dar și dramaturgice, ce aveau cadavre pe care ulterior le aranjau, de femei și de bărbați, le aranjau în poziții obscene ca să... Deci nu era numai o violență brută, nu era violență țintită. Era pur și simplu un masacru la care era celebrat și era și ceva necropolitic și un fel de necrofilie, inclusiv violuri de cadavre, etalative, demonstrative, deci ceva era și foarte greu să înțelegem taina fără de legii, ce fel de juisare îi împingea să facă nu doar un masacru abstract, era de pildă în lagăre, acolo era foarte birocratizat, tehnoștiințific, era chiar ținut secret, era un fel de operațiune coordonată de la centru. Aici erau pur și simplu etalate public și Westermann, când a distrus Vandeia, se lăuda în Consiliul ăla Republican că nu mai s-a terminat cu Vandeia, le-am omorât femeile ca să mai producă dușmani ai poporului. Deci se lăuda cu violența pe care o făcuseră și atunci... Atâta merge analiza, dar e un fel de corelație între Eros și Thanatos și politică. Deci ăsta e și un genocid sadic, nu e numai un genocid politic, știți? Ceva care e impenetrabil, că e greu să înțelege altfel decât să observ că era ceva mai mult decât o revoluție politică obișnuită, știți? Și acum să închei discuția, părerea mea, să spun. Bineînțeles, ca să, dacă spui că lumea e nedreaptă, și că vrei să reconciliezi libertatea cu egalitatea. Cel mai adesea strivești libertatea prin egalitatea care e nivelatoare și, atenție, Procust, această inginerie procustiană, Procust însuși era un sadic. Deci Procust, dacă citiți, avea o plăcere în operațiunea, să spunem, de mutilare. Deci problema e că ca să obții egalitatea, nu poți fără un fel de concept de fraternitate. Asta știm, cum să spun, asta e... El spune că foarte multe mișcările astea revoluționare egalitare sunt un fel de mișcări pseudomonastice. Noi știm undeva cum e cu frăția asta, că frații se duc, frați la o mănăstire, primii creștini. Experiența asta de comunități egalitare, care e posibilă numai în comunități mici și bazată și pe iubire. Deci e o categorie suprapolitică, dacă vreți mistică, care face posibil un echilibru între libertate și egalitate,
atât cât e posibil în comunități mici și doar într-un efectul, ca o consecință a unei trăiri spirituale. Deci, astea sunt comunități apolitice, într-un fel. Și atunci, ideea să extinzi categoria asta monastică la întreaga societate e ceea ce au făcut sectele medievale și, într-un fel, stânga modernă are concepte maximale. Ei critică călugării și mănăstirile pentru că vor ei să facă o mare mănăstire, o mare austeritate, o mare disciplină coercitivă din exterior politică. Înțelegeți? Deci, într-un fel, sunt caricaturi monastice aceste utopii sociale. Și, bun, un element despre noua stângă, uite că n-am... El, interpretarea originală despre noua stângă e că spune sunt foarte multe elemente de conservatorism pe care Adorno le fură de la conservatori și le autorizează ca să criticăm sistemul care tot ei l-au creat. Putem lua de la gânditorii conservatori care sunt primii care au zis societatea asta industrială va genera o anumită alienare. Eminescu, și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Deci îi ceva alienare în societatea de consum și în ideea asta, ce-i rău în societatea de consum? Că ea trebuie corectată printr-un fel de veghe. Pentru că nu e posibil un paradis în lume, știi, oricând concep societatea de consum ca paradis material al bunăstării, al saturației, nu apar nevrozele. Că există ceva, că omul se poate împlini material și rămâne un rest care neîmplinit și o alienare. Și undeva noua stâncă e un fel de soluție la acest paradis creat. Deci, pentru că, de fapt, noua stângă a fost galvanizată de adolescenți, ca să zic așa. Zicem noi mișcările studențești. Păi, ce e adolescentul? Spun teoria mea despre adolescent. Dacă sunt adolescenți sensibili, să pauză, un moment de... Deci, adolescentul e o contradicție. El nu e nici copil, nici adult. El e după infrastructură copil și după suprastructură e adult. Adică el se crede independent ca un adult, dar de fapt el e dependent de banii părinților ca un copil. Și atunci această contradicție, tu nu ești nici cu copil încă, adică dependent și ascultător, nici adult, adică independent și faci ce vrei pe banii tăi. Ori asta ce înseamnă? Înseamnă că de fapt adolescentul, studentul, trăiește o utopie. Că el nu face nimic, numai primește bani pe gratis. Nu? Asta e. El e utopia bunăstării. Din cauza asta... Mișcările noi stângi erau, de fapt, ce erau? Un fel de utopie realizată, upper middle class. Și vechea stângă clasică muncitorească și-a dat seama că noua stângă uzurpă, de fapt, stânga muncitorească, pentru că ăștia erau copii de burghezi. Răzgâiați, copii ai bunăstării, hipster, zicem noi azi, deci care aveau independență cumva financiară și că ei au deturnat discuția de la problemele economice la probleme de alienare culturală, într-un fel. Și critica boemă a bătut critica muncitorească economică a capitalismului. Și, într-un fel, asta e eșecul noii stângi, mă rog, faptul că se asociază, zice el, nihilismul cu vandalismul, caracteristica adolescenților, că e vorba și de un fel de explozie fizică, de mișcări, de protest stradal, de masă, toată violența pe care o vedem, mai ales în America, acum sunt galvanizați. Pentru că normal că dacă ei nu sunt integrați în diviziunea muncii, ei trebuie să facă ceva cu energia excedentară și cumva studiul e o întreprindere austeră, de autorenunțare. E ceva ascetist ca să stai în bibliotecă. Și atunci cel mai ușor e să faci proteste politice, de să-ți politizezi existența și, pe de altă parte, caz în nihilism, în depresie, în suicid, adică droguri, alcool sau, știți, toată decadența care e asociată cu lucrul ăsta. Asta ar fi simptomatologia noi stânci ca un fenomen decadent. Și concluzia, că m-am lungit, e următoarea. Ca să obții egalitatea, îți trebuie fraternitate. Și toate încercările astea de a proiecta o fraternitate au eșuat. De ce? Pentru că tu nu poți avea fraternitate prin paricid. Asta e argumentul meu, deja. Dar de ce? Pentru că singurul lucru care îi ține pe frați împreună e consubstanțialitatea lor paternă. Ceea ce îi face pe frați, frații tatăl. Și atunci uciderea tatălui n-are cum să producă fraternitate, ci duce la ce? La fratricid. Deci paricidul duce la fratricid, nu la fraternitate, cum speră stânga. Și fratricidul ce face? Înseamnă că toată aventura asta utopico-totalitară, episoadele, seria asta de utopii sângeroase ale stângii, ne-au adus la o înțelepciune pe care noi aveam deja în Biblie, și anume că istoria începe cu Cain și cu Abel. Adică istoria începe printr-un fratricid. Voi ați vrut să faceți fraternitate prin paricid și la finalul istoriei ce vedem? Că de fiecare dată paricidul nu a făcut decât să genereze fratricid. Știți? Cam asta e...
Și suntem, unde suntem acum? Suntem la începutul istoriei la Cain și Abel. Adică istoria n-a generat un paradis egalitar, ci istoria nu-i decât anacicloza fratricidului. Paricid, fratricid, paricid, fratricid, paricid, fratricid. Știți? Bun, închei argumentația și vă recomand să citiți cartea lui Eric Kendall von Leyden. Mulțumesc mult editurii Contramundum că m-au invitat, că mi-au dăruit cartea și mi-au prilejuit această lectură, dar mai ales trebuie să-i mulțumesc lui Vlad Mureșan că a muncit și pentru mine. Cred că v-a spus suficient de multe despre această carte ca să fiți convinși că merită citită. Eu o să mă leg de această anacicloză, ai zis, paricid, fratricid, pentru a vă atrage atenția, sublinia coincidența între gândirea eseistică, să-i spunem, sau în orice caz sintetică, a lui Eric von Kühnelt-Leyden și analiza antropologică a lui René Girard. Fiindcă, într-adevăr, mie mi se pare că dacă nu ai ingredientul René Girard, nu prea îi înțelegi pe acești conservatori și e important că acești conservatori au intuit undeva, au ei înșiși conștiința, așa o spune și a subliniat și Vlad Mureșan, că regimurile monarhice medievale nu sunt ideale, dar ceea ce a urmat este mult mai rău. Ce te faci cu acest nu sunt ideale, fiindcă există această poftă de ideal pe care o avem, această nostalgie a desăvârșirii, pe care în absența referinței metafizice nu ne rămâne decât să o căutăm acolo unde nu e. Deci aici, nu atât în lumea materială, cât în lumea socială. Bun. Și atunci, ceea ce m-a surprins în analiza lui Eric von Kühnelt-Leyden este faptul că el identifică foarte repede ideea următoare, că toate aceste democrații care în cele din urmă se degradează în tiranie, au nevoie de țapi ispășitori. Până la urmă, ca să ții în ordine, într-o oarecare ordine, la început fluidă, pe urmă puțin organizată, pe urmă iar fluidizată, dar oarecum în ordine gloata, trebuie tot timpul să-i oferi victime. Vinovați pentru faptul că nu trăiesc, de fapt, idealul care le este promis. Și acest lucru, deci, îl remarcă Eric von Kühnelt-Leyden și de-aia zic ei că aici este punctul de întâlnire cu René Girard, care face din teoria țapului ispășitor un fundament al tuturor societăților. De când există omul, societățile nu au funcționat decât cu acest adjuvant care este țapul ispășitor. Al doilea lucru pe care mă gândisem să-l remarc este că democrația se naște în antichitate cu reproșul, cu această suspiciune că ea va, în cele din urmă, va denatura în tiranie. Și unde găsim acest reproș? În prima carte de gândire social-istorică din istoria omenirii. Ați ghicit, este la Herodot. Și cine formulează acest argument este unul din cei mai mari monarhi ai Orientului, regele persan Darius, care în
discuția pe care o redă pe scurt Herodot, ține împotriva democrației acest argument că ea în mod inevitabil va duce la tiranie. Ceea ce descrie inițial Herodot și de fapt desăvârșește ca descriere istorică Tucidide, este că lumea aceasta grecească, care aduce la suprafața istoriei democrația reală, sigur că în limit definim ce sunt cetățenii și dacă sunt toți, nu, cantitatea aia de cetățeni egale, democrație. În sensul ăsta, orice democrație, la un moment dat, își definește participantul în democrație. Nu? Și în statele moderne sunt cetățenii statelor și cei care nu sunt cetățeni și nu au drepturi politice. Bun. Deci, dar care este boala acestor regimuri democratice? Este fragilitatea și mai ales instabilitatea. E un cuvânt grecesc care a fost analizat, apoi un fenomen, un cuvânt pentru un fenomen al acestei lumi, staseis, revoltele, starea continuă de revoltă. Și în sensul ăsta, sigur că față de democrația antică, democrația modernă, aduce această inovație salutară care este sistemul electoral, deci schimbarea pașnică, cel puțin lipsită de violență fizică anarhică. Ea nu este total pașnică, fiindcă sigur că din când în când există tendința celor care ajung la putere de a pune sub acuzație, sub o formă sau alta, pe predecesori. Bun. Deci, von Künigl-Ledin dezvoltă aici, bun, după Herodot, sigur că este în Platon, deci noi cu Herodot nu suntem departe de Platon, în Republica, această idee, această suspiciune că democrația poate să denatureze sau oarecum sistematic există în ea virusul ăsta care o face să denatureze în tiranie. Dar ceea ce se întâmplă, și iar ce observă von Künigl-Ledin, este că democrația, dacă o iei în sine, nu este ceea ce caută, nu este idealul politic. Idealul politic este libertatea. Este libertatea individuală. Și de aceea el face acest joc de cuvinte, cum ai spus tu, că este super arhiliberal. Arhiliberal. Și în această perspectivă, ceea ce îl interesează pe von Künigl-Ledin și de ce ne interesează pe noi, fiindcă paranteză fie spus, el este groaznic de aristocrat. Da? Din fiecare fraza lui, ceea ce îl face și interesant. Fiindcă puțină lume scrie așa și spune lucrurile așa. Deci putem citi aici o viziune asupra lumii care este puțin cunoscută. Acum Vlad Mureșan ne-a dat impresia că lucrurile astea sunt larg cunoscute, știute de el. Eu vroiam să subliniez interesul unei astfel de cărți, fiindcă este foarte departe de vulgata istoriografică în care trăim, de viziunea din manuale, din școli, chiar din universități, din ceea ce crede lumea de obicei. Și asta este un lucru foarte proaspăt, foarte îmbucurător și te motivează să citești, fiindcă e în sfârșit ceva care te pune cu adevărat pe gânduri și îți hrănește gândirea. Asta este menirea unei cărți bune, să-ți hrănească gândirea. Și în acest sens,
observam și aici la Vlad cuvinte, fraze subliniate, răsubliniate, și mie mi-a venit la fel, deci să subliniez și la un moment dat mi-am dat seama că subliniam aproape pasaj de pasaj, atunci ce rost mai are să subliniez. Toată cartea este plină deci, de fragmente de astea de gândire, intuiții foarte valoroase. Chiar dacă nu sunt duse la cap cu instrumentele bibliografice și acrivia unui istoric, este o carte de istorie de foarte bună calitate. Ce vroiam să mai spun aici, sunt gânduri care le-a anticipat și sigur că le-a dezvoltat, și anume că stânga în imitația este legitimă. Așa funcționează omul, așa funcționează societatea, prin mimesis. Dar ceea ce face stânga, face o imitație denaturantă a valorilor morale. Da? Adică o maimuțăreală. Maimuța copiază, imită, fără să înțeleagă sensul. Și iar stânga imită, de fapt, fără să urmărească același obiectiv spiritual. Aici este iarăși o idee foarte fină. Da? Că deși imitația este fundamentul educației și a funcționării societății, există un tip de imitație care este imitația denaturantă, maimuțăreala, care distruge ceea ce copiază. Și în cele din urmă, fiindcă multe lucruri din cele pe care vroiam să le spun s-au spus, e o altă observație foarte importantă, că ceea ce noi numim dreapta și stânga în gândirea politică contemporană. Identificând stânga cu reformele, vorbesc acum în sensul vulgate, și dreapta cu încercarea de a prezerva statul quo, sunt ambele născute din Revoluția franceză. Von Kühnelt-Leddihn reprezintă ceva ce nu are termen în gândirea politică contemporană și de aceea este aproape de neapărat, de nesusținut și de neîncadrat. El spune, un regim preferabil este monarhia aceea medievală. Și sigur că toți cei care spun, ce să mă întorc înapoi să fiu... cum este asta, robul sau iobagul antecesorilor lui von Kühnelt-Leddihn, păi nici vorbă, nici nu-mi trece prin cap așa ceva. În acest sens, francezii au făcut o comedie foarte amuzantă, Les Visiteurs, vizitatorii, în care și-au imaginat un conte de la anul 1000, care tot soiul de vrăji inițial ajunge în secolul 20, dar ajunge împreună cu scutierul lui, sau mă rog, de fapt, grăjdarul lui. Da, știți filmul, da. Și acolo unde ajung tot în locul de unde trăiesc ei, își găsesc descendența, între care descendenții grăjdarului cumpăraseră castelul și descendenții contelui, mă rog, trăiau și ei pe acolo. Și la un moment dat se pune întrebarea asta, cum ne întoarcem înapoi în timp, și grăjdarul a ajuns în secolul 20, nici vorbă, nu mai vreau să mă întorc înapoi în lumea mea. Sigur că gândirea noastră este total, cum să spun, formată, nici măcar deformată, formată din școală, de ideea aceasta a progresului,
că este exclus să fi existat în istorie vreo epocă care să fi fost mai bună ca a noastră europeni din secolul 20 sau 21. Adică ne aflăm în contextul de fapt, social, de fapt, cel mai bun imaginabil. Și atunci, sigur că din această perspectivă poți să te întrebi ce l-a găsit pe Vlad Mureșan să ne spună că suntem chinuiți de tot soiul de fie tensiuni, fie sadisme, iată, bun. E, ce e important de spus este, da, că aceste momente, că aceste momente revoluționare sunt momente de o violență inimaginabilă în epoci anterioare. Și von Künneldin spune asta. Războiul medieval e un război cu impact limitat. Și asta o spun și istorici, o știu și istorici. Cu impact limitat asupra societății. Adică se bat cei care au chef să se bată și de obicei se duc pe un câmp de luptă și acolo se bat. Și nu numai, dacă nu ești în satul chiar de lângă, mă rog, care auzi sau îi vezi trecând pe soldați sau poate chiar suferi din cauza faptului că îți iau ceea ce ai în ogradă, sigur că fără discuție, dar dacă ești două văi mai încolo sau chiar o vale mai încolo, poți să nu știi care loc bătălie. Da? Tu nu știi ce se întâmplă în lumea ta. Tu locuitor al unui sat medieval. Și deci acest tip de violență totalitară și războiul, cum se numește, războiul total, da. Așa, cu mai ales răzbunarea sau desființarea societății civile, cum sublinia, deci nu numai răsculații vandeeni, ci și femeile lor, mai ales femeile lor. Tipul ăsta de gândire nu a existat. Asta este un lucru care nu se va spune în veci într-un manual. Ba chiar astăzi, tot soiul de statistici manipulatoare, vehiculate pe internet, îți arată că suntem societăți mult mai pașnice decât erau cele. În primul rând că noi nu avem statistici decât asupra societăților de când avem registre. Da? Deci nu poți să știi, fiindcă toate aproximările noastre sunt de nedemonstrat. Bun, și multe erori în tipul ăsta încearcă să ne convingă că suntem societăți mai pașnice decât au fost societățile precedente, epocile precedente. Și tot societăți mai pașnice, fiindcă suntem mai mulțumiți de viața noastră decât erau predecesorii noștri, sau mă rog, strămoșii noștri, medievali sau antici. Ori, von Künneldin arată că sunt elemente prin care în mod cert poți să arăți că violența modernă este mai groaznică și mai extinsă. Și în al doilea rând, sunt elemente prin care poți să arăți că atâta timp cât o ierarhie este acceptată, adică membrul ierarhiei joacă jocul în poziția pe care o alege, sistemul funcționează și membrii ierarhiei nu sunt nemulțumiți de locul pe care îl au. De ce? Și aici fur de la Girard elemente, dar care sunt, adică faptul că îl știu pe Girard m-a ajutat să-l citesc, să-l înțeleg mai ușor pe Ledin, care face aceste observații cu mintea lui pătrunzătoare, fără să aibă toate datele analizei antropologice. Și anume, cu cât un sistem are o ierarhie mai detaliată, cu o parte centrală a piramidei stufoasă, bine dezvoltată, cu atât sistemul este mai stabil.
De ce? Fiindcă cine e în mijlocul ierarhiei are și ceva de pierdut, nu numai ceva de câștigat din prăbușirea sistemului ierarhic. Și, de fapt, foarte puțini proporțional din societate sunt la baza piramidei ierarhice și toți cei de la bază, de fapt, au perspectiva de a intra undeva în ierarhie. Și aici mai spune un lucru foarte, observație foarte importantă a lui von Künneldin. Monarhia este mai predispusă să favorizeze meritocrația decât democrația. Fiindcă monarhul, unu, are nevoie de oameni capabili și deci îi favorizează, îi identifică, îi cultivă. În al doilea rând, sigur că monarhul, pentru a-și conserva sistemul lui monarhic, trebuie să își negocieze permanent poziția cu aristocrația. Cu aristocrația din naștere. Și atunci, sigur că meritocrația este răspunsul pe care îl aduce monarhia în fața aristocrației din naștere. Bun, toate lucrurile acestea, sigur că au cel puțin vocația de a ne pune pe gânduri și de a ne întreba, dar ce am învățat noi la școală? De ce ni se pare atât de ciudat ceea ce spune aici? Și asta deschide, sigur că, spre alte lecturi care sunt de asemenea foarte importante și am văzut că editura Contramundum încearcă să recupereze această absență din cultura română. Sigur că suntem o cultură încă nouă, încă traducem și mai ales timp de 150 de ani ne-am tot învățat să știm câte una sau două limbi străine, deci ne fiind nevoie. Dar pentru răspândirea acestei cunoașteri, editura Contramundum face o operă foarte, foarte valoroasă. Ultimul detaliu pe care vreau să îl scot în evidență aici este brilianta demonstrație a faptului că o biserică universală și supranațională are un factor, este un factor de echilibru în viața națiunilor. Tocmai fiindcă nu permite acel exclusivism total pe care îl reprezintă combinația dintre naționalism și identitate religioasă. Deci când identitatea ta combină toate straturile, ești cetățeanul unui stat, ești membru unui etnos și ești membru al unei credințe care se crede singura adevărată. Și în acel moment se creează condițiile războiului total. Deci această naționalizare a religiei, începând cu începutul epocii moderne, deci cu reforma, care a dus ca fiecare din statele europene practic să-și aibă propria religie, a permis primele războaie totale, războaiele religioase ale Europei, dar și în cele din urmă naționalismele exclusiviste și în cele din urmă rasiste ale secolului 20. Deci el vede în asta o vină extraordinară a protestantismul, veți spune, nu este nimic surprinzător, este un bun catolic. Pentru a ne descreți fruntea, la un moment dat citează între ereziile care rănesc trupul creștinismului și în mod special creștinismului european și schisma răsăriteană. Și aici e o notă, nu ni se spune exact a cui, dacă e a lui Ledin sau a editorului, care spune
e vorba de Marea Schismă 1054, de fapt prin Schisma Răsăriteană, Ledin denumește exact Biserica Ortodoxă. Adică este fenomenul acesta al filetismului care este atât de clar exprimat în pseudomorfoza ortodoxă din ultimele, să zicem, două secole, sau de după căderea Constantinopolului. Din momentul în care fiecare popor balcanic, și cu cât mai mic poporul, sau cu cât mai mic teritoriul, cu atât mai exclusivistă forma religioasă. E o critică pe care o putem internaliza, și fiindcă s-a făcut și din interiorul Ortodoxiei, dar în orice caz este o, un îmbol despre a gândi din tradiția răsăriteană cum poți să dai religiei tradiționale din Estul Europei, din nou, un caracter universal. Bun, asta aș fi vrut așa de amuzament să vă subliniez în cartea aceasta. În rest, încă o dată, o recomand cu căldură și am citit-o cu mare interes și mă bucur foarte mult că suntem aici, privim din atâtea perspective economică sau de gândire economico-politică, de filozofie politică și de istorie, să zicem, și antropologie. Deci, încă o dată, vă mulțumesc că m-ați invitat și mă bucur să fiu aici. Mă, nu știu dacă n-am epuizat timpul, mai răspundem la întrebări, da? Da, ni se spune că da. Cred că ar fi ok să avem, nu? O mică sesiune de Q&A. Până vă gândiți la o întrebare, pot să fac o mică observație la problema asta cu filetismul? Totuși, asta e un lucru destul de metaforic la noi, pentru că există o unitate panortodoxă și ce numim noi filetism, un termen abuzat, foarte eronat folosit, sunt structuri canonice în care, să zicem, niște episcopi greci vreau ei să fie peste sârbi. Astea sunt abuzurile ecleziastico-canonice. Dacă vreți filetism pe bune, ontologic, real, e Biserica Anglicană. Că aia ei sunt ei ce religia? Eu sunt englez. Deci Biserica Anglicană e cea mai filetistă chestie posibilă, adică e o biserică... Petru cel Mare a încercat să imite modelul ăsta protestant și cu ceva succes, și din păcate succesul ăsta a fost crescând de-a lungul timpului. Ei tot zic că îs ortodoxi, adică că nu s-au rupt total de comunitatea ortodoxă. Dar vreau să dau exemplu Bisericii Anglicane, că e contraintuitiv, că pe ei lăudăm că sunt civilizați și superiori, dar gândiți-vă ontologic ce înseamnă asta, că îți faci o biserică care are numele națiunii tale. Aia e filetism pe bune, real, ontologic, mult mai mult decât că la noi nu s-a ajuns să se spargă unitatea totuși dogmatică, de cult. Deci la noi e o chestie pur canonico-ecleziastică de abuzuri. Acolo e ontologic, acolo regele a fost, regina Angliei era șefa, capul bisericii, era papesa. În Norvegia și în Suedia, exact, și în Danemarca. Și naziști au vrut să meargă atât de departe, că vreau să facă biserici cu svastică pe... Să zicem, ăla a fost proiectul tare al lui Rosenberg, că deja erau enervați, vreau să fac un fel de church, Arian Church, bazată pe Marcion, deci pe lecturi gnostice, să scape de Vechiul Testament, să fac un fel de biserică ariană și erau... Deci aia a fost versiunea cea mai tare încercată, dar cine a reușit a fost englezii. Deci când vorbim de filetism, eu mă gândesc deja în primul rând la englezi, dacă îi să o luăm așa. O biserică națională, păi se numea Church State. Biserica, de-aia au fugit Quakerii în America, să scape de Church State, de acest monolit religio-teologico-politic în care ți-ai făcut o biserică strict națională, strict geopolitică. De asta ne trimite înapoi la Rousseau și la ideea lui de religie civilă. El spune, un stat nu poate funcționa fără religie civilă. Că are bază metafizică, că nu are bază metafizică, îi trebuie, adică trebuie un sistem de reguli care să fie acceptate și, cum să spun, aproape cu adâncimea metafizicii acceptate de membrii comunității. Da? Nu poți să obligi o comunitate sau să ții o comunitate numai prin amenințarea violenței legale. Da? Deci numai cu forța să respecte reguli. Ca o societate să respecte reguli, trebuie să-i convingi că respectarea acelor reguli este în interesul lor
Și asta nu o poate face decât o gândire de tip religios. Poate că e relevant, iertați-mă, în declarația asta de la Portland, da, într-un dintre puncte, nu-mi dau seama dacă e o modificare a concepției lui, e pe poziția aceasta a catolicismului liberal, sau mă rog, nu-i bine zis, a liberalilor catolici, adică de free church in the free state, biserică liberă în stat liber, care, după câte înțeleg eu, totuși în spiritul doctrinei catolice, e practic aproape calificată ca o erezie în ultimă instanță. Și cred că aici și el, pe finalul vieții, a evoluat în direcția asta. Deci biserică liberă în stat liber. Deci, ceea ce mie, de exemplu, mi-a amintit de mitropolitul Shaguna, că el în Transilvania, pe tipul ăsta de calapod politico-religios, încerca să facă loc pentru o biserică ortodoxă. O biserică ortodoxă. Da. Da. Speculând strategic acea posibilitate, tocmai ca să nu devină și el revoluționar, dacă n-a fost în același gând cu pașoptiștii noștri, care, pe de o parte, nu l-au plăcut pentru asta. Da. Deci, chiar și concepția lui e, să zicem, mai flexibilă din punctul ăsta de vedere. De altfel, e interesant omul că el a fugit de nazism, s-a dus și deci, a trăit în America. Deci, nu spun, tocmai e un om extrem de limpede la minte. Mă întreb dacă nu-i modelul lui capitanului von Trapp din The Sound of Music. Da. Aristocratul care refuză înregimentarea național-socialistă, aristocratul care luptase în primul război mondial, deci în armata austriacă, și care refuză și fuge în Statele Unite. În orice caz, faptul că acest film a existat arată că americanii aveau de gând să promoveze această figură de conservator care denunță atât bolșevismul cât și național-socialismul ca fiind aceeași boală revoluționară a Europei. Dar uite, știu ce am făcut, mi-am pierdut o idee și nu v-am spus-o până la capăt, și anume că dreapta și stânga sunt ambele gândiri revoluționare, gândiri politice revoluționare. Ele s-au născut din Parlamentul revoluționar francez, în care unii erau la dreapta reformiștii și la stânga radicalii. Dar gândirea politică modernă conține dreapta și stânga în proiectul revoluționar francez. Și în sensul acesta, von Künnelt nu e de dreapta, fiindcă este din altă lume. Specie, din altă lume. Haideți și cu niște întrebări din sală ca să nu monopolizăm noi discuția. Cartel. Poate vorbi și plebea. Cum? Poate vorbi și plebea. Dacă spargeți cartelul ăsta. Da. Corectă, dar asta reface problema noii stângi. Adică tocmai pentru că am obținut, de fapt, maximum nivel de egalitate materială posibilă, să zicem, în piața liberă relativ de succes, că acum intrăm într-o altă epocă, se pare, dar generând această prosperitate și această clasă mijlocie relativ egalitară, apare o altă problemă. Că el spune, tinerii ăștia care sunt crescuți de această generație,
Dacă părinții lor, zice el, bun, metaforic, se închinau la Mamona, să zicem așa, adică ei au muncit să facă cariere, bani, și apar tinerii care, zice, se închină, să zicem, nu vițelului de aur, ci porcului de aur. Adică adolescenții, asta e problema. Că noua stângă o trebuie să refacă discursul împotriva egalității pe un plan cultural, pentru că în plan economic nu mai aveau ce să obiecteze. Era maxima prosperitate atinsă în istorie. Și atunci stânga s-a reinventat în discursul cultural, ca să zicem, un fel de deplasare de sens, tocmai pentru că nu mai aveau economic ce contradiscurs să opună prosperității. Erau oameni, erau upper middle class, copiii prosperității. Și apare afluența, care e, în ghilimele, boala societăților prospere. Și boala societăților prospere sunt bolile copiilor care au părinți de succes și care le dau libertate și inclusiv materială, dar nu le dau autoritate. Și un tată trebuie să dea întâi de toate autoritate, nu doar libertate. Ori ei au o libertate, să zicem, materială, ca niciodată, fără să aibă autoritatea morală suficient, bineînțeles, vorbim statistic aici, dar asta ar fi criza pe care o speculează noua dreaptă, spune Eric Kühnel von Lenin. Deci o criză de autoritate morală pe fondul unei prosperități materiale ca niciodată în istorie. Și paradoxul ăsta, observația mea ar fi, asta e generația cea mai indignată. E generația cea mai dezaxată cumva. Deci apare fenomenul ăsta că la lipsei de sens, care creează un fel de stare difuză, de revoltă, de neexplicat, pentru că noi ne mirăm pe bună dreptate într-un fel că au toate facilitățile astea, techno, confortul material, și totuși sunt mai mânioși decât părinții lor care au muncit din greu pentru bogăția asta materială relativă și independență. Deci apare o criză de sens care nu mai vine din deficit de material, ci din exces de bunăstare, nu din deficit de bunăstare. Și asta au numit-o sociologii, cred că afluența ar fi în ghilimele, ca un fel de boală a prosperității. Dacă ar fi să intervin aici, te rog. Eu aș interveni cu precizarea că trăim vremuri în care iubirea e foarte luată așa de-a gata, gratuit, și probabil că nu e atât lipsa iubirii, că de multe ori avem o iubire bolnăvicioasă față de copii, cât o lipsa unei iubirii virtuoase. Bine așezată într-o tradiție a virtuții, deci o iubire corect canalizată. Care duce atunci la lipsa fundamentului de virtute pe care să se gestioneze după aceea și libertatea și prosperitatea. Pentru că și maladia, nu știu dacă e atâta prosperității, prosperitatea e un simptom, da, e un fel de hârtie turnesol care ne arată după aceea belelele din fundamentele noastre morale, religioase, existențiale. Și într-adevăr, când prosperitatea nu mai are, pierde, din nebăgare de seamă, nu știu, din fandoseală, din protest, temeiurile metafizice, religioase, tradiționale, creștinești în speță, teza lui Kühnel din de-a lungul lucrărilor lui e creștinismul, așa se intitulează și ultimul capitol pus de Ninel în carte. Creștinismul, temelia și garantul libertății. Atunci, într-adevăr, apare și această deficiență. Iubim cum nu trebuie și gestionăm cum nu trebuie. Nu mai putem gestiona. N-avem datele să gestionăm prosperitatea. Suntem bulversați, exasperați de ea. Iertare.
zboară apă în democrație și constatăm că de 230 de ani nu a ajuns în tiranie. Bine că aici poate că apară o discuție, ce fost este zboară în democrație și nu a fost mulți ani, de fapt, o republică, o altceva de democrație. Da. Chiar spune asta, Lenin. Da. Da. Și mă iau să poate ați fost meritat pus în context la această decizie legată la ce democrație este și cum poate fi adaptat în posta de gândire pentru ceea ce comentăm noi ca democrație sau a face disociere diferită între democrație și republică sau în formal organizată. Păi el și vorbește de democrație liberală, ca ea ca să fie cât de cât funcțională, trebuie să fie o democrație liberală. Distinția ar fi, una e Republica Constituțională, alta e democrația. Republica Constituțională este, ai principiile și drepturile, iar democrația este tehnica electorală de a selecta reprezentanții care să aplice legea. Adică să aplice Constituția. Deci, într-un fel, forma e Constituția, materia e democrația, ca să spun așa. Adică democrația are niște limite constituționale, că nu poți vota orice, oricum, oriunde. Trebuie să te încadrezi în Constituție. Și Constituția ar fi o limită pusă, din punctul ăsta de vedere, democrație, de unde observațiile lui că la origine sunt elemente aristocratice, de gândire aristocratică în proiectul american. American, exact, da. Da, pe care deci francezii nu care se sizează. Ca să se deci de multe ori noi zicem democrație fără să ne dăm seama că beneficiile de protecția drepturilor vin din structura de fier a unei Constituții care blochează anumite, să spun, anulări ale libertăților prin vot majoritar. Deci multe din beneficiile a ce asociem noi cu democrație sunt, de fapt, beneficiile lui rule of law și a drepturilor fixate într-o Constituție, care sunt drepturi naturale codificate pozitiv. Deci asta ar fi, într-adevăr, ambivalența termenului de democrație. Pe când el descrie regimurile totalitare ca orgii ale democrației nelimitate, în absența unei Constituții care să pună limită linșajului, ohlocrației, mob lynch-ului și masacrelor de masă, răzmerițelor, anarhiei care vine cu gloata și cu pasiunea asta, efervescența, fervoarea care face buca emisarizațion, lichidează dușmanii prin legea suspecților, cum erau la francezi, care e prezumția de vinovăție legalizată, în care cetățenii vigilenți, sau cum e astăzi, că astăzi trăim pe rețele, în spațiu virtual, trăim un fel de, să spunem, linșaj emoțional. Deci e o societate, o ohlocrație virtuală. Asta e presiunea rețelelor. Deja Platon observa că ohlocrația, deci trebuie să ai un demagogos ca să poți actualiza masele. Deci într-adevăr există un element elitar, de fapt, în spatele așa zisei democrații. Element elitar care mobilizează masele. Da, da, de natură psihologică. Așa am înțeles că a spus, nu? De natură psihologică. Da.
Da, spune. Eu nu aud ce spune. Aveți perfectă dreptate acum, dacă te uiți la fragmentul de timp și fragmentul de spațiu pe care îl numim Europa. Mișcarea este într-adevăr către forme de egalitate din ce în ce mai extinse. Deci integrarea în corpul social al egalilor din ce în ce mai multe persoane. Asta s-a întâmplat și în Imperiul Roman, noi îl vedem ca pe o monarhie. Uitând că evoluția monarhică a Imperiului Roman este târzie, este exact din faza creștină, de fapt. Dar în 212, Imperiul Roman generalizează dreptul de cetățenie la toți locuitorii de pe teritoriul Imperiului. Și în secolele următoare, observăm această mișcare de promovare, aș spune, a marginilor Imperiului, atât social cât și etnic și geografic, sunt introducerea federațiilor germanice în Imperiu. Deci, într-adevăr, este aici ceva ce pare că am mai trăit deja. Când un indian devine primarul Londrei. Când un indian devine, nu numai primarul, acum e prim-ministrul Marii Britanii. Rishi Sunak nu e, da, e tot de origine indian. Bun, deci, într-adevăr, asta este o mișcare care merge mână în mână și cu cealaltă mișcare a desființării monarhiilor locale, topice, în grecescul topos, da? A structurilor politice, de fapt, mai mici și mai ușor de gestionat. De ce este de ce este democrația directă posibilă în Elveția? Fiindcă ea se bazează pe structuri politice foarte mici, pe cantoanele acelea. Și unele dintre ele mai au încă pășunea în care virtual se pot aduna toți locuitorii cantonului. Deci cu cât structura politică e mai mare, de fapt realitatea democrației este mai mică și straturile reprezentative intermediare joacă rol de ierarhie, deci sunt din ce în ce mai multe. Nu? Este evident acest lucru, iar pe de altă parte, în grupul egalilor sunt introduși tot mai mulți și tot mai exterior grupului inițial. Aș spune, e un fenomen de stânga.
Nu-mi dau seama acum dacă stânga a exploatat teoretic acest fenomen. Da. Cine? Un barou, da. Da. Un barou. Da. 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 Democrația ca atare este subjugată stângii în momentul în care exercițiul de promovare a profesia de avocat devine un extrem de mare. Da. Și atunci marginalii cei din afară își pot promite să aibă o voce pe care după aceea o exercită democrația. Da, da. Da, nu, 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 nu. Da, 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 nu. Absolut, da, nu e un instrument sociologic, ci este un instrument ideologic. Da. Dacă îmi permite să intervin scurt, în concepția lui Cunet Ledin, cred, cred că asta e una dintre tezele lui, el vede un soi de afinitate, totuși, mai sistematică, dacă pot zice așa, între stânga și democrație. Într-adevăr, definește democrația oarecum mai îngust. Cu acea idee de votul majoritar al constituienților, al cetățenilor egali. Dar zice, aveți grijă că odată pornit acest motor, el în sine, prin egalitarism, prin refuzul ierarhiei, prin indistinție, prin canalizarea eventual, odată cu extinderea invidie și așa mai departe, cumva sistematic gravitează către stânga. Adică împlinirea democrației astfel înțeleasă e la stânga. E în democrația proletară, în adevărata democrația lui Lenin. Populară. Populară, da. Cum s-au și numit țările Estului Europei. Ca precizare, cam aceasta e concepția lui Cunet Ledin. Bineînțeles, ea poate fi acceptată sau nu. Mi se pare destul de solid, adică eu mi-am amintit ca economist de fenomenul statului asistențial scandinav, adesea invocat, care are următoarea ciudățenie. A mers foarte bine, tocmai pentru că el nu era foarte folosit. Deci, într-o societate de fermieri destul de prosperi, era neonorabil să apelezi prea des la statul asistențial și atunci realmente apelau rar, era un element de mândrie să nu fii dependent de el și deci cei puțini care apelau nu prăbușeau sistemul și funcționa foarte bine. Ori când vrei să-l supra-utilizezi, când tot mai mulți vor să-l utilizezi, el implodează. Și cumva cred că în felul ăsta înțelege Cunet Ledin și democrația. Adică mici elemente de democrație într-o societate comercială unde ai acționari, deși nici acolo nu ai egalitate, că până la urmă poți să cumperi mai multe acțiuni, dar mici oaze democratice, moderate de multe alte lucruri, mai sunt viabile. Dar odată ce principiul democratic e luat în brațe și pus la lucru, conține în el premizele care în dinamică îl vor duce către acea tiranie democratică finală. Dar e drept că e o definiție specială cumva a democrației. Aici cred că aveți dreptate. Yeah. Ideea lui René Girard, încerc să rezum la maxim, este următoarea. Că omul este amenințat
de propria ei natură violentă și de o ciudățenie spre deosebire de lumea animală. Lumea animală are mecanisme biologice clare de inhibare a violenței intraspecie. Adică ca animalele din aceeași specie să nu se omoare între ele, chiar dacă sunt în competiție pentru hrană sau pentru reproducere. Omul nu are un astfel de mecanism. Și atunci sistemul social, pe care René Girard îl numește sistem cultural, adică cultura unui grup uman, este, de fapt, ceea ce e la animale, mecanismul biologic de inhibare a violenței. Și că sar peste, el are în prima lui carte, descrie aia minciună romantică, uite, poate Contramundum o mai scoate și pe aceasta, și mensonge romantic, verite romanesc, minciună romantică și adevăr literar, am putea să traducem. Descrie acolo felul în care se naște competiția mimetică și din competiția mimetică, în cele din urmă, violența mimetică. În această concluzia este că orice grup uman este din când în când amenințat de violență anarhică, născut din competiția și violența mimetică, de o violență anarhică care poate, și antropologii au studiat grupuri amazoniene sau în Pacific, grupuri care s-au autodistrus. Deci a început violența intragrup până la, practic, desființarea grupului uman. Și că acest pericol poate fi deviat, oprit, in extremis, de concentrarea energiei violente pe o singură persoană. Doar că ca să-i faci pe oameni, în loc să se bată unii cu alții ca într-un salon american în mod indistinct, să îi faci să bată toți numai o singură persoană, trebuie să-i convingi că cu acea unică persoană care devine țapul ispășitor au ceva a face, și că deci eliminarea acelei persoane i-ar rezolva problema. Și el observă că în toată istoria omenirii, pe orice meridian și în orice cultură și în orice sistem religios, ai acest fenomen de formare a victimei. Ăsta este țapul ispășitor. Dar ceea ce trebuie ca țapul ispășitor să funcționeze este ca, într-un fel sau altul, el să consimtă, țapul ispășitor, să consimtă, să-și accepte vinovăția. Ceea ce spunea Vlad Mureșan aici, în această analiză, aristocrația și clerul francez au dezvoltat acest sentiment de vinovăție care i-a transformat în mod ideal în țap ispășitor. Păi dacă tu însuși crezi că ești vinovat, ești! Ăsta ești, tu ești, din cauza ta merg lucrurile prost. Da? Deci, într-adevăr, dacă nu exista acest sentiment de vinovăție, acest sentiment care te pregătește pentru a deveni țap ispășitor, nu ar fi putut Revoluția franceză să fie atât de eficientă în distrugerea aristocrației, mai ales în anihilarea fizică a aristocrației și, sigur, că a unei părți a clerului, că și aici trebuie spus că o parte din cler foarte repede a pactizat cu Revoluția. Sunt așa numiți preoți refractari, care nu vroiau să depună jurământul de credință față de Republică. Bun. Și el merge mai departe, sigur că își alege exemplele din grupuri mici, unde
E suficient să identifici un țap ispășitor. Acolo unde toată lumea locuiește pe un teritoriu, ca într-un canton elvețian, se poate întâlni, toată lumea cunoaște. Se caută aceste semne care te desemnează.